Au sosit cu mare alai, cavalerii călare pe cai înaripați, alături de prinți și prințese din toate cele patru zări și colțuri, au venit la poarta cetății Făgărașului. De ce? Pentru a cere mâna prințesei noastre cea prea frumoasă. Deschideți porțile! A venit să dăm domnița! Dar nu o vor obține așa ușor, ci prin luptă, turniruri, până la moarte. Cine îndrăznește să bată în halul ăsta la poarta cetății mele? A venit să cere domnița! Pentru domniță trebuie să lupți, cavalere! Să luptăm! Ei, atunci, câștigătorul acestui turnir va primi jumate din împărăție și pe fica mea de soție. Alături de prinți și prințese s-au alăturat și ansamblurile folclorice și cântăreții de muzică populară, cei mai renumiți din țară. Zeci, sute, ba chiar mii de curioși au stat să vadă începutul zilelor cetății Făgărașului. Un început de bazm, un început feeric, un început cum nimeni nu a mai văzut. Și da, s-a dat startul celor patru zile de turnir. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la sărbătoarea zilelor cetății Făgărașului. De joi și până duminică vom încerca să ne întoarcem în timp. Vom încerca să pășim într-o lume pe care doar în imaginația noastră am mai avut-o. Vom încerca să ne întoarcem în timp pentru câteva zile, în speranța că ne vom regăsi într-un fel aici, noi făgărășenii, iubitorii de frumos și de cultură din țara Făgărașului, din județul Brașov și dacă sunt turiști din România, în speranța că vom arăta ospitalitatea făgărășenilor, vom arăta importanța cetății Făgărașului. Vreau să vă rog să ne ajutați să trăim acest vis medieval pe care noi l-am plănuit acum pentru următoarele 3-4 zile și vreau să gustați un pic, să închideți ochii, să visați și vă doresc jocuri bune și cavalerul cel mai bun să câștige mâna prințesei. Așadar, timp de 4 zile, la orele 11 și 17, cavalerii medievali se vor duela pentru inima prințesei. Așa cum spune în poveste, cel care o va câștiga îi va lua principelui și jumătate din împărăție.